Bună ziua, dragi prieteni! Așa cum v-am învățat, îmi place de la o vreme să spun povestea tablourilor mele și voi face acest lucru și de această dată. Acesta este un autoportret de la vârsta de 17 ani. Aceasta este fotografia, ca să zic așa, document a acestui tablou, a acestei fotografii mai precis. Fotografie pe care soțul meu o adoră, îi place extrem de mult și recunosc că îmi place și mie, și pe care eu am reușit, zic eu, să o transpun plastic în această formă. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar știu că am făcut-o cu plăcere maximă. Ieri toată ziua am lucrat la această creație și pot să spun că sunt mândră de ea. Mă regăsesc, poate nu semăn 100%, dar știu că așa eram atunci, în tinerețe, încrezătoare, convinsă că viața este frumoasă, convingere care mi-a rămas și astăzi. Și observați că aici am schimbat puțin direcția privirii. În fotografie mă uitam ușor lateral, aici mă uit în drept în față, pentru că viața trebuie privită în față și trebuie să-i spunem clar cine-i șeful, adică noi, cei care o trăim. În speranța că vă face plăcere lucrarea mea, vă îmbrățișez și vă mai fac o surpriză imediat. Nu-i bine să plouă, că dacă plouă am idei, am timp și pot să mă ocup de ceea ce visez eu de ceva timp. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, pup, pup!